Orice sentiment de foame pe care l-am avea este nimic în comparație cu suferința spiritelor flămânde în fiecare clipă a vieților. Locul în care trăiesc spiritele flămânde, Preta, este pur și simplu de neimaginat. Fără iarbă, fără copaci, fără apă, nimic, pustiu și sterb. Pabonga Rinpoche îl descrie ca o oală de cupru înroșită arsă de soare. Adesea sunt furtuni de nisip, iar nisipul ascuțit și fierbinte taie pielea delicată a pretelor ca grindina grea. Iarna, soarele este insuportabil de rece, iar vara, luna, este insuportabilă de fierbinte. Chiar dacă ați ignora toate celelalte tipuri de suferință ale spiritelor flămânde, gândiți-vă doar la această suferință. În timp ce trăim în țări cu iarbă și păraie, iar clima se schimbă și susține viața, spiritele flămânde sunt forțate să trăiască într-un loc care este complet ostil. Nu există nimic acolo care să susțină viața și cu toate acestea ele nu pot muri. Pământul este pârjolit de soare, prea fierbinte pentru a fi atins și cu toate acestea spiritele flămânde sunt nevoite să-și petreacă întreaga viață într-un astfel de loc. Dacă ne-am gândi doar la mediul spiritelor flămânde, am face orice pentru a evita să ne renaștem acolo. Având burți uriașe și gâturi mici, spiritele flămânde nu pot să mănânce sau să bea, fiind astfel chinuite de foame și sete permanent. Dacă ar fi să trecem prin astfel de greutăți, am muri. Dar spiritele flămânde nu pot muri. Ele caută cu disperare tot timpul mâncare și băutură. Epuizate complet de foame și sete, ele trebuie să-și poarte greutatea uriașă pe membre minuscule și mușchi slabi, îngrozite în permanență de iama, spirite puternice care protejează toată hrana care există numai pentru ele. Incapabile să moară, dar și incapabile să mai facă și altceva decât să sufere în aceste moduri teribile. Ele trebuie să îndure această suferință timp de zeci de mii de ani.